Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Vlad Ceaușu, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Galaxia Sport. Astăzi vorbim despre fotbal, handbal și mai ales despre o handbalistă pe nume Ada Iliescu, care are nevoie de ajutorul nostru, deoarece suferă de o anumită boală, are nevoie de câteva intervenții, aceste intervenții fiind foarte costisitoare, de aceea l-avem alături de noi pe domnul Adrian Trașcă, fan al handbalului românesc, care se ocupă de acest caz. Bună ziua, domnul Adrian! Bună ziua, domnule! Vă rog frumos să ne explicați mesajul ticăului dumneavoastră. Este vorba despre Ada Iliescu și despre o campanie pe care am organizat-o cu alți suporteri handbalului, pentru ca oamenii care au posibilitatea să doneze o sumă oricât de mică sau oricât de mare pentru Ada. Ada Iliescu este o handbalistă care joacă la Handball Club Victoria București. A fost diagnosticată acum 2 ani, cred, cu tumoare pe creier, care s-a tot dezvoltat, a făcut investigații, a făcut analize, a primit de la o clinică din Hanovra un preț de vreo 50.000 de euro pentru operație. Am înțeles că are 3 tumori, dintre care 2 trebuie operate. Deja a surzit de urechea dreaptă, nu mai aude cu urechea dreaptă și în cazul în care nu se operează, riscă să paralizeze. Aveți acolo și un calendar pe care intenționați să-l scoateți la licitație? Da, trebuie să vorbim despre licitații. Pe un site de handbal pe care l-am făcut acum câțiva timp și care a stat așa într-o stare mai latentă, cum am organizat handbalsport.ro, iar licitațiile despre care vorbim se desfășoară, de fapt, pe www.facebook.com/handbalsport.ro. Un suporter a spus, am acest tricou al Adei Nechita, care este jucătoare de bază în echipa națională de handbal, și puneți-l pe site, scoteți-l la licitație și banii care se vor obține, dacă se vor obține, să-i donăm fetei cu operația. După ce a apărut acel tricou, a venit alt suporter care a zis, eu am 3 tricouri, și apoi alt suporter, și iar acum, în momentul ăsta, sunt în jur de 10 licitații, tricouri în licitație, care sunt în desfășurare. Iar banii, cum am spus, vor fi donații Adrianei Iliescu pentru operație. Tricourile au fost obținute nu numai de la suporteri, ci și de la handbaliste direct. A donat Laura Kipper, care este jucătoare tot așa de bază în echipa națională. Am promisiune de la Cristina Negru. Mai donat Melinda Geiger un tricou, care este în curs în licitație și a ajuns în jur de 900 de lei, nu știu exact în secunda asta, pentru că oricum se poate schimba de în orice moment. Iar ultima licitație, să zicem așa, a fost un tricou donat de Ciprian Marica, fotbalistul de Steaua București, care a auzit de acest caz și a donat și el un tricou. Acel calendar de la ce echipă este? Acest calendar aparține echipei Olchim Râmnicu-Vâlcea. O echipă care nu mai există? O echipă care nu mai există, dar este o legendă în handbalul românesc. Legendă, da. N-a dispărut atât de mult timp cât să fie uitată. Am strâns semnături de la jucătoare, aici sunt de la fostă jucătoare de la Olchim. Iar aici sunt de la... aici o să fie strâns aloca, sper să însemneze și n-are, deci în principiu o să semneze. Și de la alte jucătoare care... Gabi Suși, Tadida Tone, o să-l trimit la Zalău pentru a fi semnat. După care, după ce am semnăturile pe care le pot obține, pentru că sunt, cum de exemplu este Elis Rozer, care e în Turcia și n-am cum să obțin semnătura, am să scot și pe acesta la licitație. Uitați, Cristina Neagu, Patricia Vizitiu. O handbalistă foarte bună, Cristina Neagu. Da, cea mai bună în momentul ăsta din lume. S-a implicat în această campanie? S-a implicat, ne-a promis un tricou, deși ea este foarte, foarte aglomerată și cu echipa națională și cu echipa de club unde evoluează la Budușnost. Și deci mi-a promis un tricou și sunt convins că o să mi-l dea la un moment dat. Dragi telespectatori, haideți să o ajutăm pe Ada Iliescu pentru a trece peste această problemă. Pe burtier aveți contul unde puteți dona. Domnul Adrian, s-a implicat Federația Română de Handbal în rezolvarea acestui caz? Am înțeles că a apărut, de fapt, am și văzut un mesaj care a apărut acum de curând de susținere a Adrianei Iliescu și am promisiuni din partea domnului președinte Alexandru Dedu că se va implica mai mult în sensul de... nu știu ce posibilități are federația, dar eu l-am solicitat să mă ajute să facem strângere de fonduri la meciul România-Israel de handbal masculin, care va fi peste câteva zile, pe 10 aprilie, la Călăraș. Și ce răspuns ați primit? Am primit răspuns pozitiv. Urmează să discutăm demersurile, să facem pașii necesarii care trebuie făcuți. Nu știu exact, că n-am mai făcut așa ceva până în momentul de față. Am înțeles că și echipa CSM București s-a implicat CSM București s-a implicat foarte mult.
și le mulțumesc din partea Adei pe această cale, atât pentru prin strângerea de fonduri la meciul cu Etogior, cât și prin donații pe care jucătoarele le-au făcut, jucătoarele personal, apoi a fost tricouri donate de jucătoare. Maisa Pessoa a donat un tricou, și-a donat medalia de aur, pe care a câștigat-o acum câțiva, nu știu exact la ce competiție. Urmează să intre și ea pe site. Apoi s-a implicat foarte mult SCM Craiova, care mi-a donat tricouri de la toate secțiile de sport. Handbal feminin, basket masculin, volei feminin, volei masculin. Clubul Sportiv Universitatea Craiova, care mi-a donat de la handbal masculin și fotbal. Iar ieri am primit de la Handbal Club Zalău tricou semnat de toate jucătoarele și tricoul Mariei Constantinescu, Claudia Maria Constantinescu, de la echipa națională de tineret, la care a evoluat. Dragi telespectatori, aceste produse care se scot la licitație le puteți vedea pe www.facebook.com/handballsport.ro. Domnul Adrian, acum discutăm despre fotbal și despre handbal, pentru că dumneavoastră sunteți un fan al handbalului românesc și un fan al fotbalului. Nu pot spune că acum mai sunteți un fan al fotbalului de când mai Universitatea puțin. Craiova nu mai există. Aici o discuție întreagă. E o întreagă tevatură dacă există sau nu. Pentru că în momentul în care, în 1991-94, când s-a separat secția de fotbal de clubul sportiv, cei care au făcut acest lucru nu au specificat dacă palmaresul clubului rămâne la clubul sportiv sau pleacă în ghilimele cu secția de fotbal. Prin urmare, este o întreagă discuție, unii care spun și au dreptate că adevărata continuatoare este CS Universitatea, alții care spun și au dreptate că adevărata continuatoare este FC Universitatea, pentru că, pe de o parte, secția de fotbal a continuat tradiția o perioadă, pe de altă parte, nu este specificat nicăieri că palmaresul a plecat de la clubul sportiv și atunci clubul sportiv are dreptul să revendice acel palmares până în 1994. Cine este situația încurcată. Cine este de vină? Mititelu sau doamna Olguța, pentru că... Niciunul, pentru că în 94 trebuia specificat ce se întâmplă cu palmaresul, nu s-a specificat, oamenii nu s-au gândit, pur și simplu, a fost o situație la că palmaresul, nu se gândea nimeni la momentul respectiv despre așa ceva. Nu pot să spun că este cineva de vină. E o situație încurcată în care, ciudat, ambele părți au dreptate. Atunci când s-a desființat Universitatea Craiova, ce a simțit ca suportă? Foarte mare frustrare când a fost dezafiliat de către Federația Română de Fotbal. Da. Foarte mare frustrare și am încercat să caut alte domenii, iar handbalul m-a primit cu brațele deschise, ca să spun așa. La ora respectivă exista Olchim cu semifinale, finale europene. Deja oricum mă duceam la meciul de câțiva ani, dar atunci m-am concentrat mai mult, ca să spun așa, spre handbal. În handbal aveți acest site, handballsport.ro. De unde pasiunea aceasta pentru internet, pentru site? Cu ce ajutați dumneavoastră fotbalul românesc? Cu ce ajutați dumneavoastră handbalul românesc prin acest site? Sunteți parteneri? Este, în mod realist vorbind, această campanie pentru Adriana Iliescu este practic primul ajutor pe care îl ofer handbalul românesc. Am încercat să fac o comunitate. Recunosc că nu am avut mare succes, poate nici m-am implicat suficient, însă acum împreună cu alți suporteri din alte localități, nu din București, deci colaboratoarea mea de bază este Flavia Bozan din Râșnov, care locuiește mult în Brașov, adică face studiile acolo, Ionuț Buharu din Vâlcea, deci suntem mai mulți din localități diferite care am colaborat la acest site, la această campanie pentru a strânge fonduri și suntem o mică familie, așa cum se poate de la distanțele respective. Deci nu aveți nimic de câștigat de pe urma acestui site, bani, material nu. Vorbind. Nu, din potrivă. Intenționați să ajutați și alte persoane prin aceste campanii? Dacă pot, pentru că și cu Adam am implicat în momentul în care am văzut că pot. Adică în momentul în care am văzut că oamenii vor să scoată tricouri la licitație și a existat acest site, această platformă și lucrurile au mers, atunci am continuat. Dacă nu ar fi mers, nu m-aș fi implicat pentru că n-aș fi avut ce să fac, pur și simplu. Nu-i vreau că n-aș fi vrut. N-aș fi avut ce să fac. Dar în general oamenii sunt interesați spre donații? Da, sunt deschiși, mai că posibilitățile nu sunt foarte mari. Nu neapărat, pentru că dacă suntem 100.000 de oameni și fiecare dăm cât un euro... Da, dar e greu de găsit acei 100.000 de oameni. 100.000 de oameni și fiecare dăm cât un euro. Da, e foarte greu de găsit acei 100.000 de oameni. Da, este.
Am înțeles. Despre fotbal, ce ne puteți spune? Pentru că ați avut și oarecare legătură cu fotbalul. Ați fost cumva la Cluj, la România-Spania? Acum un amical de lux, nu, care se termina 0-0. Nu, pentru că duminică am fost la Chișinău pentru a sărba 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Intrăm în alt domeniu. Deci nu am fost la Cluj. Aș fi vrut, dar am avut alt obiectiv mai important, să zic eu. La meciuri de handbal, la ce meciuri de handbal ați fost până acum? Meciuri din acestea tare în care a jucat România? Meciurile în care a jucat România am fost la ultimul, bineînțeles, România-Norvegia, în care a bătut România campioana mondială, olimpică și europeană cu net, având și 90 goluri la un moment dat avans. Am fost la campionatul european din Danemarca, pardon, mondial din Danemarca. Am fost anul trecut în Ungaria la campionatul european, acum 2 ani la campionatul mondial din Serbia. După național am fost și la finale cât am putut. Iar la nivel de club am fost la meciurile Olchimului, toate semifinale și finale, și finala. De fapt finale, că am fost și la Tur și la Retur, și la Danemarca și în București, pe care a jucat Olchimul. Acum joi intenționez să merg la CSM București și sâmbătă, duminică la Baia Mare pentru sfertul de finală HCM Baia Mare cu Budućnost, iar duminică la Brașov pentru Corona cu Metzingen. Despre echipa Olchim, ce ne puteți spune? Este o tristețe, pentru că nu mai există în momentul ăsta. Speranțe nu prea sunt să se refacă lucrurile. De ce spuneți asta? Din semnele pe care le am din jur. N-am nicio, cum să spun, autoritate să spun nu va fi și nu vreau așa ceva să spun acest lucru. Adică eu sper că Olchim se va reînființa și va reapărea la un moment dat. Dar nu sunt semne deocamdată. A fost o echipă cu tradiție și cred că se va reînființa până la urmă. Și eu sper. Pentru că vorbim și Craiova are echipă în Liga 1 acum. Da, s-a reînființat. Da, acestea universitate. Chiar da, dacă suporterii nu mai vin cum veneau la Știința. Da, aici este o discuție pentru că în momentul, suporterii vin și după rezultat, în orice loc din lumea asta. Adică sunt puține locuri în care nu vin după rezultat. Ori mai vin și după echipă, a fost și discuțiile acestea dintre FC Universitatea, CS Universitatea, care este adevărata Știință, care nu. După ce se va finaliza stadionul, eu cred că acel stadion va fi plin. Dacă, probabil că știți, la Craiova se construiește un stadion nou în locul fostului Ion Eblemenco. Lucrurile sunt în desfășurare, sunt în grafic. Și în noiembrie se pare că va fi gata și va fi inaugurarea stadionului. Așteptați să fie iar stadionul Ion Eblemenco plin, cum da. Era pe vremuri când juca Dinamo cu Craiova? Categoric. Și toată lumea cânta imnul Craiovii. Categoric. Și mai ales aștept dacă va termina Craiova pe primul loc în play-off, am înțeles că locul 7 va duce în cupele europene. Și atunci, după atâția ani, ar fi o chestie frumoasă. Deci Universitatea Craiova ar putea ajunge din nou în cupele europene după foarte mult timp. Chiar în acest an, da. Pentru că de mult această echipă era o echipă de legendă. Sunt speranțe să redevină. Sunt speranțe. În București, la ce meciuri de fotbal ați fost? Chiar fotbalul românesc s-a implicat în rezolvarea acestui caz Ada Iliescu? Fotbalul românesc, momentan, nu cred că știe prea multe despre acest caz. S-a implicat clubul Universitatea Craiova, care a donat un tricou semnat de toți jucătorii. S-a implicat Ciprian Marica, el a donat personal un tricou. Cum ați ajuns la el? Că a spus că nu prea aveți relații în lumea fotbalului. Prin o cunoștință care are altă cunoștință și tot așa. Deci nu personal. Am înțeles. Sunteți și pasionat de operă. Cum îmbinați sportul cu opera? Le îmbin mai greu când sunt la aceeași oră și când trebuie să aleg. Altfel se îmbină foarte bine. Deci se potrivesc, sunt foarte bine. Adică orice om trebuie să aibă grijă să-și cultive, să-și întrețină și fizicul și psihicul și cultural. Și, deci se îmbină foarte bine. Și ce alegeți dacă ar fi de ales? Alegeți opera sau sport? Nu, e o întrebare foarte dificilă și depinde foarte mult de, de exemplu, de importanța unui meci sau de importanța unui spectacol. Adică dacă este un invitat special, un spectacol în București și în același ori, la aceeași ori este un meci de handbal, să zicem, semi-important, aleg spectacolul de operă. Dacă, dimpotrivă, acum, de exemplu, joi joacă CSM București cu Rostov pe Don, dacă ar fi un spectacol la Opera din București care m-ar interesa, dar știu că pot să-l văd și altă dată, deci clar amând spectacolul și mă duc la handbal. Acest meci de joi al CSM-ului pentru ce contează? Este amical sau e important? Este sfert de final în Liga Campionilor, adică CSM București a reușit o performanță foarte frumoasă în acest an, a ajuns pentru prima oară în istoria sa în primele 8 echipe din Europa. Are un meci extraordinar de greu, întâlnește, să zicem, al doilea sau al treilea cel mai puternic adversar.
oricum cel mai în formă în acest moment, pentru că din cele, nu știu exact, 12 sau 14 meciuri câte a jucat, n-a pierdut decât un punct. Deci n-a făcut decât un singur meci de egalitate, în rest a câștigat tot. Deci a câștigat tot. Dacă e să fac o asociere, tricoul dumneavoastră este albastru cu alb. Evident, după Universitatea Craiova. După Universitatea Craiova, și după CSM, că și CSM o are albastru. Da. Și CSM Craiova, care tot albastru, care a debutat anul ăsta în cupele europene, deci altă bucurie din partea handball-ului. Dar sunteți de acord ca handball-ul românesc să fie finanțat de câte primărie? De exemplu, CSM are un buget foarte mare și e finanțat de câte primărie. Sunt de acord într-o anumită măsură să fie finanțat de câte primărie, dar aici este o discuție foarte largă în sensul de cum ar trebui să se ducă acei bani, adică dacă ar trebui să se ducă mai mult spre echipa mare sau mai mult spre centre de copii și juniori. Din câte știu, CSM-ul a făcut și centre de copii și juniori, ceea ce e foarte important. Copii și juniori sunt importanți, pentru că centrul acesta este important pentru că el duce tradiția mai departe. Da. Da. CSM București la fete și la băieți au și străini, nu neapărat sunt numai români. Da, au și străini. Aici e discuția. Aici e discuția dacă banii respectivi trebuie investiți în salarii unor handbaliste mari, mă refer, sau trebuie mai mult gestionat spre copii și juniori. Aici este o discuție la care e greu de avut un punct de vedere ferm, cel puțin în punctul meu. Salariul unui handbalist este destul de mare. Începe de la 4.000 de euro, 5.000 de euro. Depinde. Se apropie de fotbal deja. Depinde. Nu știu exact sume, dar depinde. Adică sunt unele handbaliste care au salarii la un anumit nivel mare, dar majoritatea nu au așa de mult. Noi știm că Alexandru Dedu a răspuns că dacă o ajută pe această Ada Iliescu, trebuie să ajute pe toți handbaliștii bolnavi. Da, este un răspuns care este logic, pentru că orice federație are un buget. Nu vorbim de federațiile din sănătate și de bugetele mari. Vorbim de Federația Română și, în general, o entitate sportivă sau o entitate care este finanțată de către primăria. Ori acel buget trebuie să meargă spre handbal. În momentul în care sunt cazurile acestea despre care m-ați întrebat dumneavoastră și federația, să spunem că ar ajuta într-un anumit caz, ar trebui să ajute în toate cazurile. Pentru că nu poți să dai cuiva și celorlalți nu. Deci, nu știu că e un pic împotriva campaniei pe care eu o fac pentru ADA, însă asta este realitatea. Nu poți să, pentru că bugetul s-ar duce pe cazuri de sănătate și n-ar mai fi buget de handbal. Este logic și fire să păi fie da, totuși. Poate ceilalți sportivi au o problemă doar cu piciorul. Aici este o problemă de tumoare pe creier. Da, sunt de acord. Depinde și de la caz la caz. Este adevărat. Depinde și de la caz la caz. Ce ne puteți spune despre experiența dumneavoastră în handbal? Pentru că ne-a spus că ați călătorit în foarte multe țări. Ați fost la campionatul mondial, ați fost la campionatul european. Care este diferența între spiritul de echipă de acolo și spiritul de echipă din România? Despre spiritul de echipă din handbal față de echipele din străinătate, nu știu dacă sunt chiar cel mai autorizat să vorbesc, însă din ce am observat eu ca spectator din tribună și din ce discuții am mai avut, handbal este mult mai, ca să spun așa, mult mai european decât fotbalul, de exemplu. În ce sens mult mai european? În sensul de spiritul de echipă este mult mai dezvoltat la handbalul, cel puțin la handbal feminin, ceea ce se vede și prin rezultate. Toate echipele de handbal feminin din România au avut rezultate bune spre foarte bune. Deci uneori au fost surprize, cum a fost, de exemplu, HCM Baia Mare în acest an, care a intrat în grupele principale cu 0 puncte. Nu îi dădeau prea mult șanse de calificare și a reușit 5 victorii consecutive. A fost singura echipă care a reușit 5 victorii consecutive, singura echipă din Europa și s-a calificat între primele 8 în Europa. Da? Pentru că a existat un spirit de echipă, fetele de la clubul HCM Baia Mare au fost unite, fetele de la Naționala de handbal, ca să bați Norvegia și în așa hal, așa. Fetele au fost foarte unite, sunt prietene între ele și se ajută foarte mult între ele și pe teren și în afară și atunci se poate spune că la nivel de spirit de echipă în handbal suntem undeva sus. În viitor am putea câștiga Cupa Campionilor la fete, la handbal? Eu sper chiar anul acesta. Dacă sunt un pic prea optimist, dar sper chiar anul acesta, pentru că CSM-ul e într-o formă bună. HCM Baia Mare are însă un meci foarte greu. Aici sunt șansele mai mici. Bine, și CSM-ul are un meci greu, dar sunt ceva speranțe. Mici, dar sunt ceva speranțe. Dumneavoastră a jucat vreodată handbal, că sunteți înalt, nu, aveți fizic de handbal. Nu, eram mic în școală, dar nu se pune. Am înțeles.
La spectacole de opere am înțeles că ați călătorit până și în China. O, da. Am văzut spectacole în China, în Beijing, Shanghai și Tianjin. Și în Europa foarte multe. Am depășit deja 100 de spectacole văzute în străinătate. Deci sunteți un veteran. Da, da, se poate spune așa ceva, da. Mai dar tot așa ca spectator, nu puneți întrebări de specialist, că nu știu să vă răspund. Mai vreau să vă întreb despre costurile pe care le-ați suportat atunci când v-ați plimbat să vedeți campionatele de handbal. Este costisitor să mergi la acest campionat? Da, este costisitor. Sunt niște milioane bune care zboară. Dar satisfacția pe care o obții uneori acolo sau în handbal deseori este acoperă, ca să zic așa, costurile, eforturile, pentru că uneori mergi două zile cu autocarul într-o anumită destinație sau mai mult, oboseală, dar satisfacția pe care o ai pentru că ai fost acolo și ai trăit niște clipe merită. N-am fost acum la turneul preolimpic pentru că am preferat ca banii care aș fi dat acolo să-i donezadă. Cât ați donat pentru? 11 milioane. Foarte bine. Revenim puțin la acest caz. Cam câți bani s-au strâns până acum? Ne puteți spune? Știu că s-au strâns în jur de 10.000 de euro. Ceea ce acoperă prima intervenție. ADA o să aibă prima intervenție pe 6 aprilie. Astăzi a avut analize în București, la Spitalul Munța. În momentul ăsta este internată. Nu știu rezultatul analizelor. Am să-l aflu zilele acestea. Iar marți, viitoare, pe 6 aprilie o să aibă prima intervenție. Să sperăm cu ajutorul televiziunii Nașul TV că putem atrage multe fonduri. Sperăm. Vreau să transmiteți un mesaj tuturor telespectatorilor care se uită la noi despre acest caz Ada Iliescu și vreau să le transmiteți și un mesaj de asemenea despre cazuri umanitare, importanța lor. M-a spus într-o situație dată, nu m-am gândit la semnul întrebare. Ideea este, ar fi frumos ca oamenii să se implice atât cât pot. Pentru că unii pot mai mult, unii pot mai puțin, evident, acest lucru e clar, dar atât cât pot. Adică în momentul ăsta noi pe site am scos la licitație aceste tricouri sau alte obiecte de handbal. Au fost oameni care au zis, eu vin să-mi donez ceasul meu care nu mai îmi trebuie, care, nu că nu mai îmi trebuie, dar folosește mai mult dacă îl donez, banii obținuți se duc în contul fetei. Deci oamenii, dacă ar putea să se implice în acest fel, este o variantă pe care noi am oferit-o prin site. Donațiile directe se pot face prin conturi, am înțeles că ați afișat conturile. Da, o să conturile. Le avem noi pe burtiere. Noi nu avem treabă cu conturile respective, totul se duce direct la ADA. Încă o dată vreau să ne spuneți site-ul, pagina de Facebook unde telespectatorii pot vedea aceste tricouri. Sunt două pagini, practic pagina de handball care se numește www.facebook.com/handballsport.ro și pagina www.facebook.com/donează-pentru-ADA. Acolo se pot vedea detalii și despre cazul ei. Tot detalii despre cazul ei se mai pot vedea pe site-ul clubului ei, hcvictoria.ro. De fapt, de acolo am și plecat cu informările inițial. Vreau să vorbiți puțin despre aceste tricouri pe care noi nu le-am putut arăta în emisiune. De la ce handbaliste sunt? Da, tricourile au fost donate majoritatea de suporteri, dar și de handbaliste și de cluburi. Am zis SCM Craiova, am zis Handball Club Zalău, cluburile care au donat, am promisiuni de la CSS Caracal, care este clubul de unde e original, ADA, unde a început handbalul, de la jucătoare din echipa națională, Laura Kipper, Melinda Geiger, promisiune de la Cristina Neagu, de la Adriana Nichita, de unde a început și chestia cu tricourile, și am și de la spectatori din Baia Mare, Brașov, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Laura Vasilescu, care este handbalistă în Germania, a donat un tricou, uite acum mi-am adus aminte că a fost chiar ieri donat, deci s-a ajuns până în Germania. Mai am o promisiune de la fotbalistul Alexandru Maxim din Germania, care el l-a contactat pentru ca să doneze un tricou. Domnul Adrian Trașcă, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu și pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o pentru a face public acest caz. Dragi telespectatori, nu uitați că ne vedem duminica viitoare. Suntem în reluare în fiecare marți de la ora 13.30. Ne găsiți și pe Facebook. Pagina noastră de Facebook se numește Galaxia Sport. La revedere!